Ultimul apus de soare. Capitolul 5. Mai este valabilă legea lui Dumnezeu? Dumnezeu, înainte să dea legea pe muntele Sinai, poruncește lui Moise să pregătească poporul cu 3 zile înainte. Oamenii trebuie să se curățească, să nu se apropie de vreo femeie, să fie curați, să nu se apropie de munte. Erau reguli stricte date de Dumnezeu. A treia zi, Domnul s-a coborât pe munte. Muntele Sinai era tot numai fum, se ridicau flăcări până în inima cerului, iar cuvintele lui Dumnezeu se prevăleau peste pământ, anunțând poruncă după poruncă. Exodul 19 cu 10 la 25. Dragii mei frați, de 3 ori în Scriptură vedem cum slava lui Dumnezeu își face simțită prezența. La botezul Domnului Hristos, când Tatăl vorbește și Duhul lui Dumnezeu coboară peste Domnul Hristos în chip trupesc, ca un porumbel, pe muntele schimbării la față, când Tatăl exclamă: "Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De El să ascultați." Matei 17:5. Și în cea de-a treia și cea mai vizibilă ocazie pentru popor, la muntele Sinai, când a fost proclamată legea. Trâmbița răsună cu putere. Poporul era înspăimântat pentru că Dumnezeu era pe munte și tot muntele se cutremura. Dumnezeu rostește prima poruncă. Porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Exodul 20, cu 2 și 3. Porunca este destul de clară. Eu sunt Domnul, spune Dumnezeu. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Întreg pământul este plin de închinători la dumnezei străini, călcând în picioare porunca sfântă dată pe Sinai. Sunt multe forme de închinare, când tot ceea ce spui mai presus de Dumnezeu devine idolul tău. Poate fiica ta sau fiul tău, averea, banii, mașina și lista poate continua. În unele țări există idoli cioplizi din lemn și poleiți cu aur sau argint ca să dea bine la public, iar cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu se închină înaintea lor până la pământ. Cuvântul etern al lui Dumnezeu spune destul de clar: să nu ai alți dumnezei afară de mine. Pe această primă poruncă majoritatea oamenilor o acceptă, deși în mare parte este călcată de mulți. Porunca a doua. Să nu îți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al 3-lea și al 4-lea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al 1000-lea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Exodul 20, cu 4-6. Așa cum spuneam, sunt țări unde oamenii se închină la chipuri cioplite poleite cu aur ca să fie atractive. Ele sunt cărate pe umeri, în diferite ceremonii, și oamenii se închină înaintea lor. Am văzut un chip cioplit care, din neatenția oamenilor care îl transportau, a căzut, iar la impactul cu solul, acel chip cioplit a rămas fără cap și brațe, care erau din ipsos poleit. Toată mulțimea a scos țipete, căzuse idolul jos, fără mâini și cap. Nu am văzut pe nimeni care să întoarcă spatele acelui idol și să plece acasă, ci s-au repezit să îl ajute. În unele țări, oamenii se închină la înfățișări, la icoane, pe care le pictează pe pânză, iar mulțimea se închină înaintea lor. Cuvântul lui Dumnezeu este destul de clar. Nici la chipuri cioplite, nici la înfățișări care sunt sus în cer sau jos pe pământ, nu trebuie să te închini. Toți cei ce își permit să zugrăvească aceste icoane nu îl cunosc pe Dumnezeu. Ei fac lucrul acesta pentru că aceasta este meseria lor. Vai de acei care mănâncă pâinea stropită cu sângele multor oameni nevinovați. Porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Exodul 20 cu 7. Astăzi numele sfânt al lui Dumnezeu este rostit cu ușurătate și nu mai există teamă față de acest nume.
Îl coborâm pe Dumnezeu la statura noastră, facem glume pe seama numelui Sfânt și ne permitem să îl luăm la întrebări pe Dumnezeu. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20 cu 8 la 11. Această poruncă este cea mai urâtă și călcată în picioare de cei care pretind că sunt creștini. Când Dumnezeu a scris această poruncă cu degetul său pe tablele de piatră, a început cu fraza: adu-ți aminte. El a văzut că peste veacuri această poruncă avea să fie dată la o parte și uitată de mulți. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, spune Dumnezeu. Ziua a șaptea este ziua de odihnă, singura zi binecuvântată și sfințită de Creatorul nostru. Ca noi să nu greșim în a calcula zilele, putem cerceta Scriptura și vom afla care este ziua întâia săptămânii. Evanghelia după Luca 24 cu 1 la 3 spune: în ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și nu au găsit trupul Domnului Isus. Deci, din cele citite în Sfânta Scriptură, Domnul Isus Hristos a înviat în prima zi a săptămânii și creștinii știu că Hristos a înviat duminica. Da, eu cred din toată inima că Mântuitorul meu drag a înviat în prima zi a săptămânii, duminica, dar nu găsesc niciun text în Biblie care să spună că Domnul a schimbat ziua de închinare din sabat în duminică. Citim în Evanghelia după Matei 28 cu 1 și vom afla care este ziua sabatului. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. După cum observăm, când se termină ziua sabatului, care este ziua a șaptea, sâmbăta, ultima zi din săptămână, urmează prima zi a săptămânii, adică duminica, ziua în care a înviat Domnul nostru. Încă un text din Evanghelia după Marcu 15 cu 42 face lumină pentru toți aceia care sunt sinceri și doresc mântuire. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, vineri este ziua dinaintea sabatului, numită în Scripturi ziua pregătirii, pentru că în sabat porunca lui Dumnezeu spune clar: să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Cei care vor să împlinească porunca aceasta vor asculta de Dumnezeu și vor respecta porunca Lui. Poate că ziceți în inima dumneavoastră: de ce sâmbăta și nu duminica? Răspunsul este clar: așa a cerut Dumnezeu. Toți cei care împlinesc această poruncă și se odihnesc în singura zi binecuvântată și sfințită de Dumnezeu, sâmbăta, prin aceasta cred din toată inima lor că Domnul este Creator. Ceilalți care se împotrivesc poruncii lui Dumnezeu și aleg să se închine în prima zi a săptămânii, duminica, supranumită Dies Solis, adică ziua soarelui, dovedesc că ei nu cred că Domnul Dumnezeu este Creatorul. Ce are în plus sâmbăta față de duminică? Sâmbăta a fost aleasă de Dumnezeu. El s-a odihnit în ea, a binecuvântat-o și a sfințit-o și a numit-o ziua lui. Duminica a fost aleasă de om și legiferată prin edictul împăratului roman Constantin cel Mare, în data de 7 martie 321. Porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Exodul 20 cu 12.
Aceasta este singura poruncă însoțită de o binecuvântare. Dacă vrei să trăiești mult, dă cinstea cuvenită părinților tăi. Trăim în aceste vremuri când copiii calcă în picioare porunca lui Dumnezeu cu privire la părinții lor. Sunt părinți care au ajuns bătaia de joc a copiilor lor. Sunt părinți care adorm plângând și se trezesc plângând. Sunt părinți care au fost dați afară din casele lor, din munca lor de viață și au rămas să doarmă bolnavi sub cerul liber. Dragii mei ascultători, nu observați dumneavoastră că în aceste vremuri târzii, tot mai mulți tineri sunt chemați la odihna mormântului? Dacă vrei să ai zile multe, cinstește-ți părinții. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în timp ce era pironit pe cruce, și-a făcut timp pentru mama lui, încredințând-o prietenului său, Ioan. Porunca a șasea. Să nu ucizi. Exodul 20:13. Să nu ucizi cu arma. Să nu ucizi cu vorba. Nu uita. Cuvintele tale pot ucide pe aproapele tău. Porunca a șaptea. Să nu prea curvești. Exodul 20:14. Acest păcat este la modă în acest timp al sfârșitului. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 28, Domnul Iisus spune că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Porunca a opta. Să nu furi. Exodul 20:15. Este porunca lui Dumnezeu care cere să nu îți însușești nimic din ce este al semenului tău. Ferește-te să furi. Porunca a noua. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Exodul 20:16. Adică să nu minți. Minciuna este păcat înaintea lui Dumnezeu. Să spui doar adevărul, să nu spui neadevărul. Ferește-te de minciună, pentru că Dumnezeu este adevărul. Porunca a zecea. Să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Exodul 20:17. Dragii mei, Prințul Întunericului a nesocotit porunca lui Dumnezeu, poftind în inima lui la tronul lui Dumnezeu, iar prin poftă a intrat păcatul în lume. Legea celor 10 porunci scrisă cu degetul lui Dumnezeu, gravată în tablele de piatră, reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Ea este veșnică, dreaptă, bună și sfântă. Ultima bătălie se dă pentru viața ta. Ne apropiem cu pași repezi de revenirea Domnului Iisus Hristos, iar evenimentele care vor urma se vor derula rapid. Mulți care au amânat pregătirea lor în vederea întâlnirii cu Domnul vor fi luați prin surprindere. Trezește-te, ascultător drag! Apropie-te de Dumnezeu! Mai este atât de puțin! Te rog, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău! Ultima bătălie se va da pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu sau a Satanei. Profețiile din Daniel capitolul 7 și Apocalipsa capitolul 13 vorbesc despre o fiară care își va permite să schimbe legea lui Dumnezeu și să omoare pe sfinții celui preanalt. În Apocalipsa 13:1-10, este descrisă foarte pe scurt puterea papalității, apariția ei în sânul Imperiului Roman, dominația ei timp de 1260 de ani și sfatul că va primi o rană de moarte. Apocalipsa 13:3 spune că unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Aceasta arată clar că puterea papală va exista până la a doua venire a lui Hristos. Daniel 7:21-22. Timp de 1260 de ani, din anul 538 până în anul 1798, puterea papală a prigonit poporul lui Dumnezeu care a rămas credincios ascultând de poruncile lui Dumnezeu. File de istorie a evului mediu întunecat și a Revoluției franceze de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, te fac să te cutremuri gândind prin ce au trecut oamenii lui Dumnezeu. Cine a schimbat sabatul zilei a șaptea?
papalitatea pretinde că schimbarea sabatului îi aparține și vede acest lucru ca semn al puterii ei în chestiuni religioase. Duminica este o instituție catolică, iar pretenția privind sfințirea ei poate fi apărată numai pe fundament catolic. În Sfânta Scriptură nu se poate găsi de la început până la sfârșit nici într-un loc că este aprobată schimbarea zilei de închinare, de la ultima zi a săptămânii la ziua întâi a săptămânii. Din Catholic Press, Sunday, 25.08.1900. O altă afirmație catolică oficială este aceasta. Noi sărbătorim duminica în locul sâmbetei, pentru că Biserica Catolică, la Conciliul din Laodiceea, în anul 364, a schimbat sfințirea sâmbetei în sfințirea duminicii. The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Această lucrare a primit la 25.01.1910 binecuvântarea apostolică din partea Papei Pius al X-lea. William Prien, un celebru teolog englez, Dissertation on Lord's Day, la pagina 32, afirmă că sabatul zilei a șaptea a fost serbat de Hristos, de apostoli și de primii creștini și a fost recunoscut ca atare până când Conciliul din Laodiceea a fost primul care a aprobat problema zilei Domnului și a interzis serbarea sabatului zilei a șaptea sub amenințarea blestemului. Alt citat din Arhiepiscopul de Reggio, predica din 18.01.1562, Mansi, 23, pagina 526, este acesta. Sabatul, ziua cea mai renumită a legii, s-a transformat în ziua Domnului. Hristos nu a predicat încetarea legii morale, nici a sabatului zilei a șaptea. Acestea au fost schimbate pe baza autorității bisericii. Biblia, în Apocalipsa capitolul 13 cu versetul 18, arată o altă caracteristică a numărului fiarei. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om și numărul ei este 666. Una dintre denumirile papei legate de funcțiile sale este Vicarius Filii Dei, tradus ca locțiitorul Fiului lui Dumnezeu. Ca răspuns la o întrebare din partea cititorilor, revista catolică Our Sunday Visitor din 18.04.1915 informează că literele gravate pe mitra papală sunt Vicarius Filii Dei. Valoarea literelor latine sunt litera V 5, litera I 1, litera C 100, litera A 0, litera R 0, litera I 1, litera U 5, litera S 0, litera F 0, litera I 1, litera L 50, litera I 1, litera I 1, litera D 500, litera E 0, litera I 1, în total 666. Acest titlu este o hulă contra lui Dumnezeu, pentru că papa se înalță mai presus de adevăratul înlocuitor al lui Hristos pe pământ, adică Duhul Sfânt, conform Evangheliei din Ioan 16 cu 12 la 15. Care este semnul fiarei? Nu este un semn exterior care va fi impus fiecărui om contra voinței lui, căci dacă nu ne-am putea opune, atunci avertismentele lui Dumnezeu ar fi fără sens. Cei care refuză să primească semnul fiarei păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Apocalipsa 14 cu 12. Semnul fiarei este caracterizat prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Iacov 2 cu 10. Cine înțelege cerințele poruncii a patra și ceea ce Dumnezeu a rânduit aici ca fiind semnul autorității lui și totuși le respinge, iar în loc de acestea onorează semnul autorității romane, va primi semnul alianței cu Roma, adică semnul fiarei. Atunci când oamenii vor fi siliți, printr-o lege națională duminicală, să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și legile oamenilor, iar când cei necredincioși vor persista în nelegiuirea lor, atunci oamenii vor primi semnul fiarei. Care este sigiliul lui Dumnezeu? În Biblie,
Un semn sau un sigiliu sunt folosite cu aceeași însemnătate ca și în zilele noastre. Roman 4:11. Un sigiliu oficial trebuie să cuprindă trei părți. 1. Numele posesorului. 2. Funcția oficială. Și 3. Teritoriul de guvernare. Sigiliul lui Dumnezeu, adică semnul legământului său veșnic, este una cu legea sa și este cuprins în porunca a patra din lege. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20:8-11. Deși în fața lui Dumnezeu toate poruncile au aceeași importanță. Iacov 2:10. Doar în porunca a patra găsim toate caracteristicile sigiliului divin, adică numele, care este Domnul Dumnezeul tău, titlul, care este Creator, teritoriul de guvernare, care sunt cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. Biblia vorbește despre sabat ca fiind semnul veșnic al lui Dumnezeu. Țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, după care veți cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Exodul 31:13. Sunt mulți oameni care își permit să-L contrazică pe Dumnezeu, spunând că legea a fost desființată. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetele 17 și 18, citim despre Iisus că a zis: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte de a se fi întâmplat toate lucrurile.” Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a păzit sabatul. Maria, mama Domnului Iisus, a păzit sabatul. Ucenicii Domnului Iisus au păzit sabatul. Apostolii au păzit sabatul. Toți profeții din vechime au păzit sabatul. Ascultător drag, dacă vrei să ajungi acasă, respectă cuvântul lui Dumnezeu, acceptă legea lui Dumnezeu așa cum a scris-o El pe tablele de piatră și așa cum o găsim în Cartea Sfântă. Și nu uita, marea bătălie care se va da la final pentru viața ta va fi cu privire la închinare în ziua dată de Dumnezeu, sfințită și binecuvântată de El, și o altă zi, stabilită de om, în spatele căreia stă prințul întunericului, împotrivitorul lui Dumnezeu. Alegerea îți aparține. Dar nu uita, ca să trăiești veșnic și să fii cu El în împărăția sa, tu trebuie să îl asculți și să îl crezi pe cuvânt.